felicitat pe domnul prim-ministru, am dorit mult succes în acest mandat, mult noroc, multă energie și rezultatele probleme. Este o perioadă deosebit de interesantă pentru Republica Moldova, cu un prim-ministru tânăr venit din mediul de afaceri, cu metode care de multe ori ajută și în administrație. Și cred că are o mare șansă. Eu vă doresc să fie așa. Permiteți-mi în primul rând să vă spun bine ați venit în Republica Moldova. Vizita dumneavoastră este, de fapt, un semn de încredere pentru drumul european este către Republica Moldova. Vreau să vă mulțumesc foarte mult de suportul pe care l-a acordat Republica Moldova și de toate proiectele și de toate activitățile care le facem bilateral. Sunt sigur că o să aveți o vizită frumoasă aici și sunt sigur că o să avem o discuție și o colaborare foarte bună în viitor.